la răscrucea dintre credință, literatură și industrie cinematografică. J.R.R. Tolkien. Doamnelor și domnilor, așa cum spuneam în deschiderea ediției, avem un invitat în studio, jurnalistul Cătălin Sturza de la Radio România Actualități. Bună dimineața, domnule Sturza, vă mulțumim Bună că dimineața. Ați, ați acceptat invitația de a fi alături de noi astăzi mulțumesc, la Universul Credinței. Mulțumesc și eu pentru invitație. Vom discuta despre un subiect care ar putea unor telespectatori, cel puțin, să pară bizar, anume fundamentul creștin al operelor lui John Tolkien, scriitor britanic de succes, cunoscut al romanelor, autor al romanelor Stăpânul Linelilor, Hobbitul, așa cum se poate vedea și pe video, -ul. romane care au fost ecranizate de Peter Jackson, filme de mare succes la rândul lor. Există și o societate în România, Societatea Tolkien, al cărei membru sunteți și dumneavoastră. Aș vrea să vă întreb pentru început, domnule Sturza, care este scopul acestei societăți și ce își propune ea să realizeze. Cum am spus și dumneavoastră, într-adevăr, pare un pic ciudat să vorbim despre un fundament creștin al operelor lui Tolkien, Uh, și uh, asta cred că se datorează, în primul rând, filmelor. Filme care au un rol foarte bun, au un rol, eminamente pozitiv, prin aceea că fac cunoscut opera lui Tolkien, dar care nu merg până în adâncimea operei lui Tolkien, nici n-au cum să meargă, e și o limitare a limbajului cinematografic și a, o limitare a faptului că sunt filme de la Hollywood. Uh, și atunci uh, venim noi, Societatea Tolkien din România, formată din niște entuziaști, oameni din domenii foarte diferite, de la inginer, la filologi, la uh, teologi, uh, la filozofi, uh, tocmai pentru a populariza opera scrisă a lui Tolkien, pentru a discuta textele profesorului uh, J.R.R. Tolkien uh, și pentru a analiza și a înțelege mai bine uh, atât mesajele foarte diferite, uh, dar convergente, aș spune convergente chiar spre un mesaj creștin. Uh, Uh, mesajele operei lui Tolkien, uh, cât și uh, toate subînțelesurile uh, acestei uh, vaste construcții care mă este universul Pământului de organizat Misa. mai multe conferințe pe această temă, ultima dintre ele anul trecut, în uh, luna noiembrie. În luna noiembrie am ajuns la cea de-a treia conferință. Înainte de a vorbi despre conferință, haideți să spunem că cel mai recent eveniment al societății a fost uh, cel din 3 ianuarie, un toast de ziua lui J.R.R. Tolkien. S-a împlinit 123 de ani de la nașterea profesorului Tolkien din 1892. Pe lângă acest toast, toast a fost punctul de plecare. Acum patru ani, primul eveniment al societății a fost un toast. Se, în, în întreaga lume se întâmplă asta. Se ciocnește un pahar de brandy în cinstea profesorului. Se spune pentru profesor. Dincolo de acest toast, am organizat într-adevăr conferințele, care sunt conferințe academice sau semi-academice, totuși deschise publicului larg. Au fost trei. Cea de-a treia a fost anul trecut, deci avem o conferință anuală a societății. Fiecare conferință are o temă. Anul trecut am vorbit despre izvoarele inspirației, un subiect foarte interesant când ne referim la opera lui Tolkien, care sunt de fapt izvoarele inspirației acestei construcții. Și trebuie să mai spun că pe lângă conferințele Tolkien mai avem și un eveniment numit Tolkien Reading Day, deocamdată de două ori pe an, în luna martie de bună vestire și în luna februarie și în luna septembrie, pe 22 septembrie, de ziua lui Frodo Baggins, ar fi în carte. Aceste două evenimente ale noastre sunt evenimente organizate acum la librăria Bastilia, deschise tuturor doritorilor. Ne întâlnim, citim din opera lui Tolkien și discutăm. Haideți să vorbim acum despre fundamentul creștin al lui Tolkien. În ce constă acest fundament? Da, cred că e subiectul cel mai... Important, de fapt, al discuției. Vă spuneam că tema conferinței a fost izvoarele inspirației. Sunt multe izvoare ale inspirației și tocmai de asta, poate la început, e, e un pic dificil să-ți dai seama care este fundamentul creștin al operei lui Tolkien, pentru că există cu siguranță un izvor mitopoetic, de inspirație. Tolkien se inspiră din legende anglosaxone, din Beowulf, din Iliada și Odiseea, din foarte multe mitologii și surse. Dar aș spune că izvorul fundamental al operei lui Tolkien, dincolo de forma filologică, sigur e opera unui filolog, este izvorul creștin. Și Cumva, uh, aș, da, aș da un citat foarte scurt din, uh, din Lewis, care explică uh, concis lucrurile. lui. spune așa, un mare prieten al lui Tolkien, spune așa, dacă ținem neapărat să aflăm morala întregii povești din Lord of the Rings, The Hobbit și așa mai departe, aceasta ar fi următoarea, renunțarea atât la optimismul facil cât, la, cât și la pesimismul plângăreț în favoarea acelei concepții severe, dar nu tocmai disperate, despre impasul neschimbător al omului, conform căreia au trăit epocile eroice. Aici afinitatea cu vechea lume scandinavă este mai puternică, lovituri de ciocan și compasiune. Uh, sigur, mesajul creștin se vede încă din mitul creației. Uh, se spune că dacă am dat la o parte uh, partea de ficțiune a lui Tolkien și peste 200 de ani uh, am uitat că este o operă de ficțiune. Cine ar citi uh, Silmarillion? Silmarillion e povestea uh, apariției Lumii de Mijloc, uh, și ar crede că e vorba despre o mitologie reală. Uh, Tolkien vorbește despre un Dumnezeu unic, Iluvatar, care creează lumea uh, prin intermediul unor puteri angelice uh, numiți uh, valari. Uh, și prin intermediul unui cântec. Sigur, aici vedem niște surse clare de inspirație: din pe de o parte, Platon, din Pitagora, mitologia greacă, mytologia creștină, sigur. A preluat aceste sigur. Dintre acești valari există și un Lucifer, care se numește Melkor, iar acest Lucifer este cel mai înzestrat dintre valar și cel care. Uh, nu vrea să se supună lui Dumnezeu, din mândrie, nu vrea să se supună lui Luvatar, ci vrea ca El Însuși să fie Dumnezeu și vrea ca El Însuși să stăpânească creaturile uh, făcute de Dumnezeu. Și uh, această opoziție permanentă a lui Lucifer creează haos, uh, creează războaie mai târziu. Uh, toată sursa răului este căderea provocată de orgoliu acelui mai înzestrat din care o întâlnim și în creștinism, dar pentru că vorbim totuși de creștinism, care dintre personajele lui Tolkien l-ar putea întruchipa pe Mesia, pe răscumpărătorul, pentru că ne păstrăm totuși într-un cadru creștin? E o întrebare foarte bună. Acum trebuie să spunem așa, că ceea ce face Tolkien este să creeze un mit. El își numește literatura lui mitopoetică, construiește mituri. Iar un mit nu este tocmai o alegorie. Dacă ar fi făcut o alegorie, ar fi spus că există un singur personaj care e clar echivalentul lui Isus Hristos, este echivalentul răscumpărătorului. Într-un mit, acest personaj cristic se răsfrânge în mai multe personaje și pentru cei care au văzut mai ales Lord of the Rings, care e considerat cel mai reușit film al lui Peter Jackson, Uh, aceea îl cunosc uh, cu siguranță pe Gandalf, nu? vrăjitorul, care este un fel de uh, trimis al zeilor pentru a echilibra uh, mersul istoriei. Îl cunosc pe Aragorn, regele, uh, și uh, care vine uh, la sfârșitul uh, războiului uh, pentru a reinstaura uh, domnia legitimă a oamenilor și uh, îl cunosc de asemenea pe Frodo Baggins, un hobbit, un personaj aparent nesemnificativ, dar care prin sacrificiul de sine reușește să-l distrugă pe, pe, marele dușman Sauron, locotenentul lui Melkor, locotenentul Luceafărului Căzut. Toate aceste trei personaje, a spune că îl întruchipează pe răscumpărător și ceea ce au ele în comun este sacrificiul de sine, înfruntarea morții, fără teamă, cu curaj, tocmai pe de o parte, pentru a înfrânge răul, și uh, pe de altă parte, pentru a salva nu doar pământul de mijloc, ci pentru a se salva și pe ele, prin, trecând printr-o moarte. Adică, pentru a restaura ordinea creației. Exact, pentru, pentru a restaura da. ordinea. Există vreo diferență între. Uh cartea propriu a lui Tolkien într-o opera lui și filmele ecranizate? Adică oamenii pot înțelege diferit mesajul lui Tolkien citind cărțile și văzând aceste filme? Cred că mulți dintre telespectatori se întreabă acest lucru. Asta ne-am întrebat și noi la început când am pornit societatea Tolkien sau asta vrem să arătăm prin fiecare acțiune a societății Tolkien. Sigur că Peter Jackson a făcut niște lucruri foarte bune și chiar în hobbit vedem că de fapt el a depășit cu mult cartea. El a mers la multe alte surse, cunoaște bine textele lui Tolkien, al preluat elemente din multe locuri, și sigur, a inventat mult, inclusiv personaje și situații care nu au uh, niciun fel de rădăcină în carte. Uh, dar, dincolo de asta, Peter Jackson nu reușește să arate întreaga profunzime a operei, și uh, chiar mă gândeam revăzând Hobbitul 3. Cred că există un singur loc în care e pomenit Melkor, în care e pomenit acest uh, inamic, această sursă a întregii căderi. De asemenea, Valarii, zei sau Iluvatar, uh, cred că Valarii sunt pomeniți odată sau de două de ori în filme. Exact, mai mult, în exact, da, Iar Iluvatar nu e pomenit, uh, Dumnezeu nu e pomenit nicăieri. Pune accent pe Sauron, pe acel. Pune accent pe acel Sauron despre care nici nu înțelegem foarte bine că este locotenentul lui Melkor. De fapt, cine este Sauron, cum a ajuns el acolo, ce rol are el. În poveste, înțelegem că e cineva rău, un personaj negativ, dar cam atât, Nu, Binele împotriva răului. Asta e tema pe care o, o vedem clar reflectată în film. Ei bine, ceea ce uh, aș vrea eu, de fapt, mesajul care aș vrea să rămânem, uh, ar fi că e important să citim și cărțile, să mergem la cărți, tocmai pentru a vedea cât de adânci sunt uh, înțelesurile uh, acestor povești și. Uh, cât de minunate sunt ele, lui le, le compară cu un fulger în plină vară, ceva cu totul neașteptat, un, un, în plină vară pe cer sănin, uh, și pentru a descoperi aceste subtilități, uh, aceste izvoare creștine pe care e mai greu să le distingem. Domnule fiind. Sturza, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în emisiune.